Cazul meu este unul special între candidați. Mulți spun aș vota cu Monica Macovei, dar nu cred că are șanse. Și șansa mea sunteți voi, toți cei care spuneți că ați vota cu mine. Dacă credeți în omul Monica Macovei, dacă credeți în valorile mele, dacă credeți în programul politic pe care îl propun, dacă credeți în onestitatea mea, atunci votați-mă, e foarte simplu. Votați-mă și voi câștiga din primul tur. Și împreună vom transforma România. Acesta este îndemnul meu către toți cei care mai au dubii. Mă vreți președinte, credeți în mine, votați-mă. Cu inima în primul tur. Câteva cuvinte înainte de prezentarea efectivă a măsurilor din acest decalog al programului politic. În România se minte și se fură de foarte mulți ani. În România interesul personal și cel de clică și cel de partid predomină. Șmecheria predomină. De prea multă vreme în România noi plătim și răbdăm, iar șmecherii și hoții se îmbogățesc și râd de noi. Ca mulți alți cetățeni din România, m-am săturat de asta. De an bun mă lupt cu sistemul corupt. Am creat Direcția Națională Anticorupție și voi asigura funcționarea și independența ei pe mai departe. Am promovat în Parlamentul European confiscarea extinsă a averilor care provin din infracțiuni și voi face asta în continuare. Toți banii furați trebuie să se întoarcă în bugetul public, adică la noi, la cei furați. Toate privatizările și toate contractele frauduloase cu statul din ultimii 25 de ani trebuie verificate și acolo unde e posibil trebuie să ne recuperăm banii. Viziunea mea pentru România. 10 porunci pentru clasa politică, 100 de măsuri și de proiecte pentru România. Cele 10 porunci pentru clasa politică. Să nu ai alt stăpân decât cetățeanul. Să nu trădezi interesul național. Să nu ataci instituțiile statului. Să nu furi și să nu risipești banul public. Să nu minți, să nu plagiezi, să nu calomniezi, să nu mituiești. 6. Să-ți înmulțești banii și talentul. 7. Să-ți educi copiii. 8. Să-ți respecti părinții și să-ți ajuți semenii. 9. Să cultivi solul și să protejezi natura. Și 10. Să-ți respecti identitatea, valorile și trecutul ca să ai un viitor. Cum spunea Nicolae Iorga, cine nu-și cunoaște trecutul e ca un om fără părinți. Acum o să spun câteva dintre măsurile de la fiecare din aceste 10 porunci. Fiecare poruncă are în acest program câte 10 măsuri concrete. Așadar.